Bine ați venit pe Astrovedic! Astăzi vom discuta Saturn retrograd de pe 17 iunie până pe 24 noiembrie. Oricând Saturn este retrograd, vă regăsiți în cariera voastră. Deci, mai întâi de toate, Saturn reprezintă încălțămintea și atunci când orice planetă este retrogradă, de fapt privește în spate, jos la picioare. Dar va trebui să aveți în minte că de fiecare dată, în orice horoscop, casa 12-a reprezintă picioarele. Deci în funcție de orice planetă, poziția 12-a va fi pentru picioare. Deci acum avem de-a face, de fapt, cu ascendentul Berbec. Numerele pe care le vedeți din nou aici, vă reamintesc, sunt de fapt semnele zodiacale. Face ca aici să vorbim despre ascendentul Berbec cu numărul 1 și casa a 11-a este de fapt 11, numărul care de fapt ne arată Vărsătorul. Deci numărul semnului zodiacal. Deci pentru Berbec, Saturn este în casa a 11-a, dar de fapt el privește în spate pentru că este retrograd, se uită în spate. Și asta înseamnă că casa 12-a a lui va fi casa carierei în Capricorn. Deci, posibil ca berbecii să aibă de-a face cu șeful, cu managerul. Nu, cu siguranță nu te vor da afară, dar cu siguranță vei avea de lucru mai mult sau poate vei avea de-a face cu ceva care cineva nu a terminat și tu ești acela care ar trebui să termini acel ceva. Posibil să fie foarte, foarte multă muncă care de fapt nu este munca ta. Iar șeful cu siguranță va aștepta mai mult de la tine. Deci vei avea senzația că totul e foarte încet la muncă, în carieră va trebui să închei foarte multe lucruri neterminate. Pentru unii dintre voi poate chiar aveți dureri la genunchi. Tot acolo este și poziția mamei partenerului sau a partenerei. Deci, dacă aveți ceva de făcut acolo, în afară de profesie, de statutul pe care îl aveți, posibil, într-adevăr, să aveți ceva de terminat. Și mergem acum pentru ascendentul Taur. Deci, după cum vedeți, pentru ascendentul Taur, Saturn este, de fapt, în casa a 10-a. Dar se va comporta ca și cum ar fi în casa a 9-a, noi îi spunem arta. Și asta înseamnă că e posibil să îți schimbi jobul sau să dorești să îți schimbi jobul. Casa 9-a. Vă reamintesc ce este casa 9-a, după care vom merge mai departe. Este tatăl, este norocul, este aptitudinea religioasă, este maestrul din viața ta, profesorul din viața ta, sunt călătoriile peste hotare, sunt surorile sau frații soției soțului, sunt de fapt șoldurile. Deci, acum dacă mergem înapoi să vedem despre ce e vorba aici, ce puteți avea aici, păi, posibil să fii foarte ocupat din cauza serviciului, pentru că el este retrograd în casa 10-a, dar privește în casa 9-a. Și în același moment să ai probleme cu tatăl sau poate tatăl necesită atenția ta, dacă eventual este bolnav. În plus, chiar dacă nu ai chef de călătorii, posibil să fii pus în situația de a călători în exterior în interes de serviciu. Și mergem mai departe pentru Gemeni. Gemeni. Saturn este în casa a 9-a și se comportă ca și cum ar fi în casa a 8-a. Cu siguranță, mulți ascendenți gemeni vor merge la astrologi pentru a cere sfaturi în relație cu cariera sau educație. De ce carieră? Pentru că întotdeauna va trebui să vă aduceți aminte, semnul Capricornului în orice tip de hartă semnifică invizibil cariera. Deci Capricornul fiind în casa a 8-a, 10-l acesta este de fapt semnul Capricornului, vor fi foarte multe întrebări legate de carieră, plus misticism, ocult, astrologie. De ce? Vă reamintesc ce înseamnă casa a 8-a. Longevitate, schimbări bruște, un secret aparte a unui aspect din viața voastră, bogăția sau starea financiară a soției, soțului, scandaluri, despărțire, o schimbare, ceva neortodox, poate aduce chiar și o moștenire, părțile private, o controversă din ceva. Deci, în momentul în care vă spun specific ce înseamnă casa respectivă, voi ar trebui să vă gândiți ce aveți de terminat acolo, ce trebuie să terminați. Deci, chiar voi vedea foarte mulți ascendenți gemeni în astrologia vedică, repet, care vor apela la astrologi pentru sfaturi din resurse mistice despre carieră. Pentru că această casă este și casa familiei partenerului, partenerei. Deci, posibil să aveți grijă de ceva legat de familia partenerului sau partenerei. Sau ceva legat de asigurări, de taxe, moștenire și, dacă studiezi, posibil să refaci un proiect din care lipsesc foarte, foarte multe detalii. Și mergem la Rac. Pentru Rac, după cum vedeți, Saturn este în casa 8-a și se va comporta ca și cum e în casa a 7-a. Deci față în față cu Racul stă Capricornul. Vreți, nu vreți, veți lua responsabilitățile căsătoriei. Sau mulți veți ajuta partenerul vostru în legătură cu cariera lor. Ce înseamnă casa 7-a? Vă reamintesc din nou ce înseamnă casa 7-a. Căsătorie, partenerul, partenera, aberațiile sexuale, afacerea partenerului, comerțul, poate ceva legat de o imagine publică, în același timp poate fi și poziția unui post pe care îl aveți. De ce? Pentru că este casa a 10-a din poziția casei a 10-a. Deci, casa a 7-a aici este poziția a 10-a de la casa a 10-a. Deci dacă luați casa a 10-a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și atunci înseamnă că vă arată de fapt poziția voastră a postului respectiv pe care îl aveți. Deci, cu alte cuvinte, pentru mulți dintre voi, posibil să vă aducă ceva nou în cariera partenerului. Dar, ce este foarte bine pentru voi? Și lucrul acesta nu se mai repetă decât odată la 30 de ani, când va fi Saturn retrograd în Vărsător. Este cel mai bun timp pentru a aduce un produs nou în afacerea voastră. Atenție, nu am spus o afacere nouă, am spus un produs nou în comerț sau în afacerea voastră. Pentru că Saturn retrograd vă va ajuta să vină clienții în continuu, să revină. Este un fel de a reveni, să ia produsul respectiv. și posibil aici să fiți puși în evidență, pentru că aici sunteți voi, iar aici sunteți văzuți în afară. Și posibil să fiți prezenți în dorințele partenerilor. E un fel de a te reinventa, să zicem că te-ai pensionat, dar aveai o afacere de familie cu, haideți să dăm un exemplu, acum pepeni. Le dai ideea să vindeți un nou tip de pepeni dintr-o regiune uitată de lume, al cărui gust este excepțional. Este ca și cum revii pe piață cu ceva nou și atunci oamenii te apreciază și se întorc la tine. Dar poate fi și tema unei pensionări dacă ești un actor. Ai ajuns la o vârstă înaintată, dar în momentul în care tu ai revenit într-un film, toată lumea vine să vizioneze filmul respectiv pentru că tu ești prezent acolo. Mergem mai departe la Leo. După cum vedeți, Saturn este de fapt în casa 7-a, dar se va comporta ca și cum este în casa a 6-a. Și haideți să vedem mai întâi ce înseamnă casa a 6-a, după care discutăm. Deci, vă reamintesc, casa a 6-a sunt dinamicii, sunt bolile, este de fapt și rezistența la boală, sunt toate certurile, disputele pe care le aveți, sunt cazurile legale pe care le aveți, sunt pierderi a banilor. De ce? Pentru că casa a 6-a este de fapt în a 8-a poziție dintre a 11-a, deci 11 întotdeauna sunt visele noastre și banii. Și dacă noi mergem din casa 11-a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atunci înseamnă că e posibil să avem o pierdere. Întotdeauna pozițiile malefice de la orice casă se iau 6, 8, 12. Cred că v-am învățat și în videoclipurile celelalte. Deci luați din orice casă această poziție pentru a învăța voi singuri, a practica voi singuri ce înseamnă pentru voi. Tot aici avem de-a face cu accidentele, cu frica, cu acel curaj de a lupta pentru ceva, cu dificultățile pe care le avem, competiția pe care o avem în viața noastră, cu unchiul matern. Aici sunt toate datoriile voastre, creditele pe care le-ați făcut, serviciul către societate și serviciul pe care îl aveți, rutina în fiecare zi. Aici sunt contractele, aici sunt animalele de casă și mijlocul. Deci, cu alte cuvinte, va trebui să aveți grijă de datoriile voastre. Pot fi datoriile partenerei, partenerului. De ce o spun? Pentru că Saturn este de fapt în casa a 7-a, dar se comportă ca și cum ar fi în casa a 6-a. Deci pot fi cheltuieli de călătoria partenerului, partenerei sau datoria căsătoriei de a prelua niște responsabilități, de a plăti niște facturi. Poate unii încercați să câștigați o specializare de serviciu, poate aveți de-a face cu o competiție intensă care de multe ori disturbă sănătatea, cu alte cuvinte va fi o atenție deosebită asupra sănătății, ceea ce de fapt duce și la mai multă muncă dacă vei încerca să micșorezi timpul acordat proiectelor, rutinei. Și încă ceva, tu ca persoană nu vei fi băgat în seamă de către partenerul tău, partenera ta. De ce? Casa a 7-a este partenerul, dar nu privește în față, ci pur și simplu privește lateral. Va privi în spate, adică îi va preocupa cariera lor, călătoriile lor de serviciu sau poate să viziteze unele locuri noi. Deci e un fel de a te simți în plus, dar nu-i nimic, va trece. Mergem la ascendent Fecioară. Pentru ascendent Fecioară, Saturn este în casa a 6-a, dar de fapt se comportă ca și cum ar fi în casa a 5-a. Vă reamintesc încă o dată ce înseamnă casa a 5-a. Casa a 5-a sunt copiii, intelectul, educația, aptitudinea ta, învățătura ta din scripturi, emoția, poate că chiar vei pica dintr-un statut în care te afli, poate chiar îți schimbi jobul încă o dată aici, iarăși avem o arta house, așa îi se spune în vedică, deci asta înseamnă că e posibil să tindeți spre o schimbare de job sau întoarcerea la o companie, ceva la care ați mai fost și poate nu s-au terminat lucrurile acolo și au nevoie de voi, deci nu sunteți voi cei care veți căuta neapărat în momentul în care va reapare cineva în viața voastră din managerii respectiv pentru a vă cere înapoi. Dar în același timp e posibil să plecați dintr-un job. De ce? Pentru că este casa a 8-a din casa voastră a carierei. Și din nou, deci iarăși puteți să schimbați acest lucru. Și nu uitați, casa a 5-a este valabil pentru toată lumea. Este karma acumulată dintr-o viață anterioară. Și corpul, ca partea corporală, este de fapt partea de mai sus de abdomen. Deci nu uitați, pentru toată lumea, karma acumulată dintr-o viață anterioară se află în casa a 5-a. Deci, dacă mergem acum pentru Fecioară, posibil pentru unii dintre voi, momentul în care privește în casa a 5-a, să învățați lucruri noi pentru cariera voastră. Poate vei avea de-a face cu mulți copii, studenți sau grupuri pe care îi înveți, le predai ceva, o temă anume. Sincer, veți vedea foarte multe femei venind să întrebe de lucruri pe care le-ați predat, dar nu și-au pus atenția pentru că e mai ușor să vină la voi și să vă întrebe. Pot fi și multe lucruri legate de copii, de cerințele lor. Poate aveți de-a face cu conferințe, online class, sau poate ești pus în poziția de a face un curs nou, nu că ți-ar place, dar ți se impune pentru a te dezvolta în cariera ta. Și mergem la Balanță. Haideți să vedem atunci pentru Balanță. Saturn este în casa a 5-a, se va comporta ca și cum este în casa a 4-a și, încă o dată, înainte de toate, vă reamintesc de fapt ce înseamnă casa a 4-a. Casa a 4-a înseamnă mamă, înseamnă casa ta ca rezidență, înseamnă casa părinților, proprietate, pământ, confortul și luxul pe care îl ai în casă, înseamnă fericirea domestică, parlamentul, profesia partenerului sau partenerei, de ce? Pentru că este 10-a dintre a 11-a casă și reprezintă pieptul. Deci atunci când vă doare în piept sau aveți ceva, este de fapt casa a 4-a, este activat acolo. Deci, în alte cuvinte, ce se întâmplă aici? Pot fi lucruri legate de mamă, poate aveți grijă de mamă, sau poate, pentru unii dintre voi, renovați, fixați casa, fixați ceva care are de face cu casa ta, cu proprietatea ta. Fixați ceva care vă înconjoară toată proprietatea voastră, protejați acel lucru sau poate pământul respectiv. Să zicem, vă dau un exemplu, este foarte simplu, pur și simplu să ai găini la casă și ceva îți atacă găinile. Este o formă de a avea grijă, de a lupta pentru a proteja tot ce e pe proprietatea ta și este al tău. Este foarte simplu. Sau aici e posibil pentru unii dintre voi să aveți grijă de mamă. În afară de a face ceva în casa voastră. Dar tot aici aveți și de-a face și cu masele mari de oameni. Deci ar fi bine să nu vă implicați în ceva în care nu știți în detaliu despre ce este vorba. Și mergem mai departe cu Scorpion. Păi, pentru Scorpion, Saturn este în casa a patra și va privi către casa a treia. Ce reprezintă casa a treia? Reprezintă valoarea ta, reprezintă frații și surorile mai mici, reprezintă eforturile, reprezintă călătoriile scurte, un talent pe care îl ai de când te-ai născut, reprezintă scrisul, comunicarea, longevitatea părinților, persoanele care vă ajută în casă, cum ar fi servitorii sau subordonații, prietenii, vecinii. Aici este motivația morții și reprezintă urechea dreaptă, umărul și puțin mai sus. Deci, cu ce avem de-a face aici la Scorpion? Posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu vecinii, cu tatăl socru, poate vei călători în interes de serviciu obligatoriu, chiar dacă nu vă place. Dacă trebuie să călătoriți, fiți foarte atenți când veți închide biletul, ora, ziua și cu ce companie. De multe ori veți avea fie o amânare sau chiar o pierdere datorită orei matinale pe care voi nu ați văzut-o. Dacă v-ați dat, știu eu, cuvântul, ați promis ceva față de frați, surori, dar și pentru cei care sunt mai mari decât voi, nu neapărat cei mai mici, ar trebui să faceți lucrurile promise, astfel veți avea multe discuții și posibil să cheltuiești bani pentru casa ta. De ce? Pentru că el, de fapt, Saturn tranzitează în casa a patra, chiar dacă este retrograd. Poate fi renovarea bucătăriei sau ceva legat iarăși de casă. De ce am spus în bucătărie? O să mă întrebați. Pentru că, vedeți voi, casa a treia este guvernată invizibil de Marte și Marte este foc. Iar tot aici, în casa a patra, la miezul nopții, este foarte, foarte puternică Venus. Și Venus este la sud-est. Și sud-estul este bine să aveți bucătăria. Dar mai poate fi și ceva legat de cariera partenerului sau partenerei. De ce? Pentru că casa 10-a de la casa partenerului a 7-a este în casa a 4-a. Și poate e ceva legat de cariera lui, a ei, pe care trebuie să o rezolvi. Mergem mai departe cu Săgetătorul. Deci, pentru Săgetător, Saturn este în casa a treia și se va comporta ca și cum este în casa a doua. Și iarăși avem cu una dintre casele arta. Casele arta este casa a doua, casa a cincea și casa a noua. Iar aici, din nou, atunci când aveți în casa arta specific, înseamnă că va exista o schimbare de job pentru mulți dintre voi sau doriți să vă schimbați jobul. Ce este casa a doua? Casa a doua este, de fapt, acumularea de bogăție, economiile voastre, bijuteriile sau pietrele prețioase. Este familia, mâncarea, este comunicarea, dar care comunicare? Pe care o învățați de la mama, primul vostru profesor sau guru a fost mama, pentru că v-a învățat să vorbiți. Este longevitatea partenerului, partenerei sau longevitatea căsătoriei. De ce? Pentru că este a 8-a din a 7-a, este a 8-a poziție din a 7-a, a 7-a fiind partenerul, partenera. Moartea și reprezintă ochiul drept. Deci, acum dacă mergem să vedem în ansamblu. Posibil pentru unii dintre voi să aveți de rezolvat probleme cu banca. Casa a doua întotdeauna este la nord-vest, banca. Când aveți nevoie de remedii pentru bancă, puteți veni pe Vastu. Sunt foarte multe lucruri care vă ajută imediat. Și cursul acela va fi foarte bun pentru toată lumea de a învăța să își echilibreze energiile în casă și vă faceți viața mai frumoasă. Deci, cei care veți avea de-a face cu probleme rezolvate, probleme mai bine zis, cu banca, pur și simplu veți realiza că poate lipsesc bani din bancă sau în ce circumstanțe i-ați folosit sau poate cineva vă datorează bani și încă nu ți-a dat, dar mai poate fi și altceva. Poate fi un ajutor financiar către cineva mai în vârstă din familie, poate vine un unchi de pe mamă și vă cere ceva. Sau poate vine mama și vă spune că unchiul acela are nevoie de bani. Și în special pentru voi, pentru că ține din nou și de familie casă. E posibil să cumpărați lucruri vechi, clasice, de antichitate. Fiți foarte atenți să nu fie stricate, pentru că nu le veți repara și asta înseamnă că vă aduceți de fapt pierderi în casă. Întotdeauna vă recomand orice tip de mobilier vechi care îl aduceți în casă să îl afumați cu salvie sau îl curățați cu alcool, da, cu alcool de băut, pentru că ăla este Rahu, nodul nord, înainte de a aduce acel lucru în casă, pentru că pur și simplu scoateți energiile respective. Deci, gândiți-vă foarte bine că este de fapt energia persoanei în care a fost în casa specifică sau multe persoane care au fost acolo și au stat sau au fost în preajma acelui mobilier. Și în momentul în care voi nu-l afumați, energia respectivă vine în casa voastră. Mergem mai departe. Ascendent Capricorn. Saturn este în casa a doua și va privi către voi, către ascendent. Ce este ascendentul? Ce reprezintă? Reprezintă corpul vostru, sănătatea voastră, longevitatea și fericirea în general. Dar este și responsabilitatea față de omenire care de fapt îi iei pe umerii tăi. Chiar sunt curioasă cine își va lua un instructor profesional pentru a face gimnastică. Veți aduce munca de la serviciu acasă. Păi, mai bine stați la serviciu. Trebuie să învățăm că timpul este extrem de valoros și că atunci când pleci de la serviciu, închizi subiectul serviciu și vii acasă, unde de obicei este pentru unii o schimbare enormă, mai ales dacă ai o familie mare. Și asta știți despre ce vorbesc. Dar, cu siguranță, pentru unii dintre voi, munca va fi ca un lipici. Unde te duci tu, vine și munca. Deci, cu alte cuvinte, va trebui să vă dedicați lumii. Karma pe care o avem cu cei din jurul nostru. Mergem acum pentru Vărsător. Saturn este, deci, în prima ta casă, dar va privi în casa a 12-a. Se va comporta ca în casa a 12-a. Vă reamintesc ce înseamnă mai întâi de toate casa a 12-a. Pot fi cheltuielile, dar pot fi cheltuieli bune și rele. Bune poate fi cumpărarea unei case. Rele, cheltuiești mai mult decât trebuie și poate și o Visa card pe credit. Tot aici sunt investițiile, aici sunt pierderile, aici sunt țările din exterior sau poate viza către exterior, aici este spitalizarea, aici este plăcerea în pat, separarea, reprezintă ochiul stâng și picioarele. Deci, haideți să mergem ce ar însemna pentru vărsător. Cine va aștepta viza pentru străinătate? Poate într-o țară în care aveți nevoie de vize. Sau veți face cheltuieli legate de profesie. Poate aveți nevoie de utilaje noi. Mulți veți pierde ocazia de a investi în ceva de lungă durată. Dar depinde de harta voastră personală. Dar fiți atenți, dacă vi se ivește ceva care se ține de lungă durată, o casă, un teren, ceva care vă va aduce beneficii, nu pierdeți. Deci nu stați pe gânduri pentru că va veni altcineva și va beneficia de acel ceva. Și mergem mai departe pentru pești. Pentru pești, Saturn se află în casa a 12-a, dar se va comporta ca și cum s-ar uita în casa a 11-a. Ce înseamnă casa 11-a? Mai întâi de toate sunt dorințele voastre. Casa 11 este la vest, unde este Saturn. Sunt câștigurile voastre. Este acel ceva care în sfârșit ați realizat. Deci realizările voastre, onorurile voastre, titlul vostru, sunt frații mai mari, frații și surorile mai mari, sunt accidentele. De ce? Pentru că este 6 de la 6-a casă. 6 de la 6-a casă. Este partenerul, partenera cu care ați avut primul vostru copil, pentru că este a 7-a de la a 5-a. Este urechea stângă și sunt picioarele. Deci cam asta reprezintă. Și acum, poate multă lume din cercurile sociale te va contacta sau poate dintr-un grup social cu care nu ai mai avut contact. Compania cu care lucrezi are mari așteptări de la tine sau din cercul social vechi. Sau poate dacă ai lucrat la o companie în trecut și ai avut o pregătire care a ajutat enorm, te vor contacta pentru a reveni în compania lor. Deci va fi o oportunitate, una la 1.000.000. Dacă o prinzi, nu o lăsa să-ți scape, pentru că din acest punct de vedere este un fel de a-ți îndeplini visele, dorințele. Poate ai determinat ceva. Poate îți dorești ceva care în trecut doreai și acum reînvie interesul. Poate vei cumpăra ceva mecanic, exact ca un ceas mecanic, nu electronic. Sau poate ceva vechi care ți-a plăcut cândva. Vă reamintesc că sunt valabile cursul Vastu și webinariile, care cu siguranță vă va schimba viața și îndeplinirea tuturor dorințelor, cu excepția unei poziții, karma fixă, în care nici un remediu nu o poate schimba, ci doar rugăciune către Dumnezeu pentru a o ameliora și pentru a schimba de fapt tot ce ține de harta voastră astrologică. Vă mulțumesc, profitați de această energie, pentru că următoarea retrogradare a lui Saturn în Vărsător va fi peste 30 de ani. Și următorul videoclip pe care îl voi face va fi Jupiter într-o altă constelație, care vă va ajuta enorm pe toți de pe 21 iunie. Să ne auzim cu bine, sunteți invitați pe MyVlog, pe Vastu, cei care deja ați venit puteți comenta ce vi se întâmplă în viața voastră pentru a încerca să schimbăm viața tuturor în mai bine. Numai bine, la revedere și ne auzim cu bine!